Moruțan a trecut de la agonie la extaz în câteva zile, a ratat penaltiul cu Karagandy, dar pleacă la Galatasaray. 10 milioane de euro va lua Bekali pe el. Turcia anunță că s-a făcut transferul. Moruțan merge lângă Chicâldău la Galatasaray. 16 milioane de euro bagă turcii în fotbalul din România pentru transferul celor doi. Moruțan va fi al 15-lea fotbalist român de la Galata. Mi-a spus că 99% e făcut, dar nu a primit nicio ofertă. Ce știu că neapărat ăla Kerim îi place foarte mult de el și că numărul 10 vrea să-i dea lui. Bekali visează și la alte transferuri uriașe. Aflu că să vină vremea și de 50, stai liniștit, da? Moruțan a ratat singurul penalti în meciul pierdut cu Karagandy. Ce era cel mai afectat, sincer vă zic. Moruțan semnează cu Galatasaray la 25 de ani după ce a semnat Hagi. Turcii au făcut un clip special celui mai bun jucător din istoria clubului. Hage, Burjun, Iapion! Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.